Bună, am 35 de ani și în vara trecută am aflat că soțul cu care sunt de 15 ani mă înșeală. Bănuiam asta mai de mult, dar dacă nu era nimic concret, am tot dus-o așa, cu bănuieli, cât o discuție care se încheia cu lămurire din partea lui că nu e adevărat. Apoi a venit cea mai urâtă perioadă din viața mea, lucruri concrete, unele recunoscute și de el. Au trecut 7 luni și tot nu pot uita. Am perioade în care mai trec peste și mai uit, dar apoi fără să vreau amintirile revin. Nu pot să comunic cu el, nu pot să-i spun nimic pentru că îmi zice că nu sunt sănătoasă, că trebuie să uit și gata. Sunt conștientă că nu fac bine ce fac, dar un sentiment puternic de singurătate și neînțelegere mă doboară. Poate și pentru că niciodată nu mi-a cerut iertare și nu mi-a făcut o promisiune că nu se va repeta. De părăsit nu pot să-l părăsesc, îl iubesc, dar indiferența lui mă omoară. Orice aș vrea să-i spun despre mine, o ia ca pe un reproș, ca și cum eu am ceva cu el că vreau să-l critic. Toate bune atâta timp cât nu-l deranjez cu ceva. Am impresia că și când mă ia cu mașina lui, îl deranjez, parcă i-aș sta pe suflet. Ca o regulă, când îl rog să mă asculte și să avem o discuție normală, nu vorbește. Îmi spune să-l las în pace și să fac ce vreau. În adâncime, lucrurile sunt mult mai complexe. Am încercat să exprim pe scurt situația. Ce să fac? Cum să-mi salvez căsnicia? Cum să-l fac să audă ce spun? Să înțeleagă cu adevăratul sens al cuvintelor mele? Anume că sufăr, că nu vreau să pierd tot ce am avut frumos, că am și eu nevoie de puțină atenție, măcar din când în când. Cum să-l fac să înțeleagă că nu el e o victimă, ci eu? Mulțumesc! Stimată doamnă, din ce aud la dumneavoastră este foarte multă suferință aici. Haideți să vorbim puțin de victimă. Victime sunteți amândoi. Există un triunghi al victimei și agresorului. V-ați simțit victimă? Motiv pentru care l-ați făcut să plătească într-un fel sau altul, prin acuzații, reproșuri, discuții. L-ați făcut să se simte el victimă. Apoi, el a devenit agresorul, pentru că nu se simțea bine în poziția de victimă. Și tot așa v-ați pasat și vă pasați de la unul la altul această poziție. Cumva sunt niște roluri pe care vi le-ați asumat și de care nu sunteți dispuși să renunțați niciunul, nici dumneavoastră, nici soțul dumneavoastră. Faptul că nu mai este ce a fost cândva, faptul că el a avut o altă relație sau poate mai are una sau mai multe relații, este semnul că ceva în relația dumneavoastră nu funcționează. Orice ființă care este mulțumită cu ceea ce are, nu caută în altă parte. E necesar să vă uitați în interiorul dumneavoastră, să vă uitați la relația pe care ați construit-o și pe care ați gestionat-o și să vedeți ce este de făcut. De foarte multe ori ajungem să ținem la o persoană, să o iubim foarte mult, dar comportamentul acelei persoane să ne facă rău. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem în continuare în relație cu acea persoană. Putem să o iubim și de la distanță. În cazul în care decidem să rămânem alături de acea persoană, este necesar să ne asumăm că acea persoană este exact așa cum este, să nu dorim să o schimbăm, să avem grijă de ceea ce avem noi nevoie, de nevoile noastre, iar celălalt, indiferent cine este, nu este responsabil să vă împlinească dumneavoastră nevoile. E necesar să fiți sinceră și onestă cu dumneavoastră, ce vă doriți, să înțelegeți că nu-l puteți schimba pe soțul dumneavoastră, indiferent cât de mult v-ați dori, să vă asumați responsabilitatea pentru ceea ce aveți nevoie și în cazul în care nu primiți de la soțul dumneavoastră, aveți două opțiuni, două alegeri. Ori acceptați că nu veți primi niciodată și asta este atât poate, bărbatul care vă este soț, ori întrerupeți relația și căutați o relație în care nevoile de care vorbeați să fie împlinite. Fiți onestă, fiți sinceră, chiar dacă este dureros și luați deciziile pentru a curăța și elibera această relație. Pentru că în felul în care îmi descrieți că funcționați, amândoi suferiți. Și nu este bine, nici pentru dumneavoastră, nici pentru el. Puteți clarifica și curăța relația în care să rămâneți împreună, ca soț și soție, sau fiecare să-și vadă drumul lor. Să nu-și abugea psiholog și psihoterapeut.